Domnule Steregulea, este o onoare pentru mine să vă avem aici în studio la UVT TV. Cum vă și spuneam înainte, generația mea a crescut cu moromeții, cu moromeții 1, așa. În momentul în care toată lumea și-a pus aceeași întrebare, în momentul când a venit anunțul, se va turna moromeții 2. Și atunci erai fixat în filmul ăla, erai fixat cu Victor Rebenciuc, erai fixat cu ceilalți actori, am urmărit interviurile pe care le-ați dat și tot procesul ăsta prin care l-ați pierdut pe Victor Rebenciuc pentru că nu lui s-a părut că nu se potrivește în proiectul 2 și așa mai departe. Vârsta, și totuși, vârsta în primul rând, da, asta așa, e problema. Da. Și totuși ne aflăm. Deci filmul este gata, sold out peste în turneu în toată România, ceea ce pentru film românesc este ceva. Da, da, adică, pare să fie așa. Cum vă simțiți? Păi și bine, dar uneori am și sentimentul unui exces. Da? Da. Nu sunteți obișnuit cu... Nu sunt obișnuit cu o asemenea afluență, un asemenea interes, dar sigur că te întrebi cu hai să zicem, cu plăcere care sunt motivele acestui interes. Da. Da, adică, da. Ați găsit care sunt? Bun, o parte cred că se datorează primului film. Da. Deci, da. Categoric, că el, fie că oamenii sunt curioși să vadă partea a doua, fie că sunt curios să vadă ce au făcut ăștia în Moromeții 2, da, adică cât au reușit ei să se apropie de Moromeții 1 și așa mai departe, deci plus distribuția nouă. Deci asta, și asta este un interes, o nouă curiozitate. Da, deci sunt mai multe elemente care pot fi la originea acestui interes, dar în același timp că am umblat de acum cât de cât am umblat prin țară, cred că e un interes pentru al spectatorului obișnuit, ca să zic așa. E un interes pentru film românesc cu, hai să zicem, cu care li se pare lor că pot să le vorbească despre trecut, despre origini ei, și așa mai departe. Da. Deci nu numai branșați pe ceea ce trăim în momentul ăsta. Majoritatea filmelor și din niște rațiuni financiare sunt făcute oarecum pe stradă sau într-un apartament cu subiecte care interesează mai mult pe autori și mai puțin pe spectatori. Da. Adică e și asta o problemă. Cred că o anumită diversitate sau varietate se simte nevoia, adică a devenit puțin cam aerul cam stătut așa. Da. Poate e și un fel de întoarcere a spectatorului român spre filmul românesc, pentru că după Revoluție, nu, românul a fost cumva furat de mainstream-ul american al filmelor exact. Și atunci molurile cu tipul de proiecții de film. Și foarte greu s-a întors spre filmul românesc, pentru că filmul românesc, deși a avut în ultimii ani a câștigat premii internaționale, interese în festivaluri. Da, spectatorul s-a întors foarte greu la filmul românesc. Da, și încă nici nu știm dacă s-a întors. Da, adică dacă e ceva de durată sau e o întâmplare. Așa. Da, e o problemă. Mi-e greu să-ți judec, evit să fac generalizări. Este însă interesant să vezi că totuși oamenii, cum ați spus, sold out, nu? Da. Stau, deci, la film, după film, sunt curioși. Bun, sigur că e și curiozitatea întâlnirii cu actori, dar deci vezi că nu e gata, nici nu s-a terminat și șa haina și iese. Da, da. Deci e interesant așa să vezi această reacție a publicului.
Eu mă întrebam ca la momentul în care noi înregistrăm acest interviu, eu nu am văzut filmul. Am văzut în schimb la TIFF la Cluj în, da, în iunie. Un extract cel, un de 15 da, minute. Un sfert și de oră. Ca un fan al acestui film, cum vă și spuneam și cum cred că nu e doar cazul meu, m-am gândit ce se va întâmpla că nu e Victor Rebenciuc acolo. Dar am regăsit aceeași tăietură frumoasă a cadrelor pe care o păstrați, ochiul dumneavoastră se simte acolo, aceeași poeticitate, aceeași nostalgie, așa te, nu știu, te fură filmul ăsta, te vrăjește cumva. Care au fost reacțiile? Da, sigur, celor? Sigur, pe semne că nu pe toată lumea, pe semne că sunt oameni care, cărora poate să li se pară o întoarcere care, să zic așa, să aibă darul de, e o lume depășită, anacronică. Vi s-a spus asta? Poți să, poți să întâlnești, da, aici și acolo întâlnești reacția ale unor tineri foarte branșați la tot ce este ultramodern și... Dar să știți că este totuși un trend în cinematografia europeană mondială de recuperare istorică. Adică nu cred eu că... Eu aș fi bucuros să fie așa, pentru că unul dintre motivele pentru care m-am decis să fac filmul a fost și ăsta. Pentru că eu am spus, domnule, eu am înghițit în școală o istorie falsificată, contrafăcută și așa mai departe. Și e păcat totuși pentru un popor să rămână cu... fără istorie, de și fapt. Și cu filmele da. Istorice făcute de Sergiu Nicolae. Da, filmele istorice sau filmele din perioada respectivă, romanele din perioada respectivă, care una, astăzi nu mai pot fi citite sau văzute și doi, nici n-ai de ce să le vezi, pentru că era propagandă pură și atunci am spus măcar să încercăm în condiții în care nu mai suntem constrânși de cerințe de, ideologice să spunem cum era. Adică, da. Sigur, asta nu înseamnă că ce propun eu este adevărul absolut despre... Este viziunea mea pe care am încercat să fiu însă cât mai aproape de ceea ce am simțit eu citind că a fost acel moment, că eu m-am rămas la 1945. Da. Și chiar am urmărit niște interviuri pe care le-ați dat și faceți referire la un jurnal la lui Ioan Hudiță, da, care a da. Ținut un jurnal politic timp de 38 de ani, ați da, spus, da, și da. V-ați luat ca practică l-a fost declicul care v-a determinat da, să într-un fel a faceți... fost declicul, da. Pentru că erau atâtea date din adică ale unui om acolo. Da, acolo. Era unul dintre oamenii apropiați de Iuliu Maniu, îl însoțea de multe ori, el era diplomat pe istorie diplomatică, Hudiță, era un om deci care avea o formație, știa, adică da. Nu era doar un simplu, hai să spunem, politician. Era un om care avea și aceasta. Era profesor universitar, de fapt, și puteai să pui bază pe... Dar nu m-am limitat numai la... Hai să zic că era partea dreaptă oarecum, da. Deși Hudița a fost de stânga la Țărăniști. Am citit și jurnale sau astea ale unor oameni de stânga. Și l-am citat pe profesorul Paul Cornea, de exemplu, care a povestit chiar scena care există și în film, manifestația din 8 noiembrie 1945, și din punctul stângii de vedere. Da, deci, da, da. Și nu numai. Deci am încercat să găsiți un echilibru. Un echilibru. Da. Adică nu era acum ce făceam? Dădeam un fel de replică la filmele sau la asta din care să... Nu, încercam da. Să vin, uite, cam așa s-a întâmplat, unii vedeau așa, alții vedeau așa,
Deci asta a fost, apropo de, știu, de speranța că totuși și tinerii vor să știe puțin cum a fost. Eu cred că e necesar, pentru că, nu știu, mi-e foarte greu să cred că se poate trăi despărțit de istorie, cu atât mai mult cu cât ea ne urmărește, nu? E parte din viața noastră, de fapt. Da. Adică e o iluzie să-ți imaginezi că tu nu faci politică sau nu te interesează. Da, că rupi și că trăiești așa într-o... Da, da, nu se poate, nu există. Da. Adică multe lucruri, multor lucruri trebuie să le găsești originea. Da, exact. Mi-a plăcut în trailerul care circulă pe YouTube, în care este Horațiu Mălăele, îi spune lui... Paștina, Nicolae, așa îi spune că Nicolae citea din Lenin. Da, așa, da, da. Ce-i de făcut, atunci, da. Ce-i de făcut, da, celebra. Da, da. Așa, și îi spune că nu se poate face ce vor ei, da. Dar și sau dacă se poate, se dar poate, iese rău. Dar iese rău. Da, așa, da. Pe premonitoriu cumva, dar chiar ce dacă se este întâmplă, post, că poate să pară, ce se întâmplă? Suntem într-un moment în care din război, din Uniunea Sovietică, veneau oameni care au fost împrizonierat și nu știu ce. Erau oameni din satul lui Marin Preda, care oamenii povesteau. Deci, cum să vă spun, nu erau chiar așa de neinformați. Neinformați, da. Ei știau și ei știau, în România, eu mi-aduc aminte de groaza care era colhozul, cuvântul colhoz și cazan. Da. Adică ideea că mănânci la cazan și colhozul că te bagă la colectiv. Și atunci când discută, e o scenă în film când Moromete e cu prietenul lui, cu Cocoșilă, cu, așa, și la arie și discută și ei. Stau la groapă de fumat, fumează o țigară și vine Cocoșilă și zice, bă, ăștia au nebunit, ne-au pus cote, nu știu ce, cu tare. Da, da. Și un altul zice, bă, asta e doar așa, acum, zice, dar pe urmă, de fapt, în planul lor e să ne ia pământul și ne bage la colhoz. Și atunci cu Moromete în stilul lui, bă, eu am înțeles că nu e așa rău la cazan, la astea, zice, la... Că zice, dacă e fasole, mănâncă toți fasole, zice. Da. Adică, da. Ei știau câte ceva. Da. Știau lucrurile esențiale, ce se întâmplă, cum e acolo, măi. Nu? Da. Păi uite cum e, că sunt toți acolo, nu știu ce, păi are, na. Încercau să-și facă cumva... Da, și se întrebau ce o să li se întâmple, nu? Asta, de fapt... Vă dați seama totuși ce traumă era pentru țăranul român, care avea o legătură sentimentală cu pământul, nu? Da. Și această... Da, și care la un moment dat îi se iau astea și rămâne cu curtea goală și el se uită... Se uită în bătătura. Nu? Da, asta da. E o... Eu asta am spus, dom'le, să ne gândim la această lume, la acești oameni care s-au trezit așa, bun, din niște evenimente politice catastrofale, nu? Și dintr-o dată toată viața lor, speranța lor, ce credeau ei, nu s-a dus, gata. De fapt, știți, e o lecție cumva de istorie. Cred că și spuneți într-un interviu la un moment dat, am tot urmărit, ca să-mi reîmprospătez întâlnirea cu dumneavoastră, am tot urmărit ieri. M-am uitat chiar și pe piața universității, atât de frust era făcut documentarul acela și atât de naiv eram. Da. Și de fapt și acest Moromeții 2, în care încercați să explicați 45-ul și cât de ușor, de fapt, ce vezi sau ce înțelegi? Cât de ușor se poate pierde libertatea? Păi tocmai, da. Da. Este adică și oamenii ăștia care Moromete îi se transmite prin terță persoană că să nu mai, în bătătură la el, să nu mai vorbească rău guvernul. Să nu mai spună nu știu ce, că o să aibă de suferit. Și el zice, păi cum adică? Că să nu mai spună ce-i trece lui pe-n cap. Da.
Păi și el zice, pe unde să-mi treacă? Zice, dacă nu pun casă. Da. Adică sunt nedumeriri care pot părea așa, dar sunt reale. Adică sunt reale, cum? Da. Vii tu și intri în curtea mea, cum e o scenă, păi dacă vreau eu să-ți dau voie, îți dau voie. Dacă nu, mi-aduci mandat, ca nu știu ce fac. Adică era o lume care avea aceste reflexe ale unui stat de drept, ca de să drept, zicem așa. Exact, adică, totuși, o democrație, așa cum era ea în România, cu defectele ei, cu asta, dar era. Adică nimeni nu venea să spună numai asta. Asta gândești. Asta gândești, asta spui, asta facem, asta... Și au-ți luăm totul din bătătură. Deci asta e. Deci, până la urmă. Bun, acum, că pe unii interesează lucrurile astea, pe alții nu, e treaba fiecăruia. Nu mai aveți... ați făcut, nu știu dacă în scenă, cred că am urmărit un interviu, nu mai aveți ograda lui Iocan. Da, nu mai așa, este, poiana lui Iocan. Poiana, așa, nu ograda. În schimb, poiana. Este primăria unde vin comuniștii și promit reforma agrară și să le ia pământul ăla la care nu lucrează și așa mai departe. Și, adică promisiuni cu de genul ăsta în care, sigur că unii oameni care n-aveau pământ au... Problema este că li l-ai dat acum și peste 2-3 ani li l-ai luat. Adică, fapt, i-ai păcălit și pe ăștia care... Bun, erau săraci, erau nu știu ce și sperau și, de fapt, s-a dovedit că tu ți-ai făcut treaba și aveai alt plan. Da. Spuneați că Moromeții 2, practic, nu ați vrut să faceți un film în care ar arătați o lume schimbată, ci o lume în schimbare. În schimbare, da. Așa, așa. Vă, practic ați încheiat cumva cercul Moromeții 1 și Moromeții 2, pentru că spuneți că ultima scenă finală este în care Ilie Moromete rămâne singur și practic... Este singur, îi se ia... Îi se confiscă. Prima dată încearcă să-l convingă să se înscrie în colectiv. Mă rog, era acea formulare în care de bună voie, nu știu ce cutare, și el ia hârtia așa în stilul lui și zice, mă, hârtia spune că de bună voie n-am cum. Adică, și atunci îi spun, bine, atunci îți luăm astea pentru neplata impozitelor, pentru nu știu ce, pentru nu știu ce, îi iau tot așa și când el, înainte ca ei să plece, el îi spune, măi, primarului, măi, Vasile, ce vreți voi să faceți, iese bine, mă? Și ăla așa oarecum, adică de ce să nu iasă? Păi zice, știu eu. Adică despre asta e vorba. Adică pentru că e un Moromete care se uită la ce se întâmplă, își pune întrebări, vede cam cum e cursul lumii ca să vieții, nu știu ce, și își cam dă seama că nu prea mai există speranțe. Adică... Vă luminați la față când vorbiți despre personajele din Moromeții. El există pentru dumneavoastră, dar să știți că există și pentru noi. E parcă o lume care chiar există în filmul ăsta. Da, eu funcționează. Da, e una dintre părțile, să zic așa, frumoase ale vieții mele, că am putut să... să am șansa să vorbesc despre, să aduc... pe ecran niște personaje ca cele inventate de Marin Preda, de Marin nu? Preda, bun, a avut modelele lui, să zic exact, așa, dar una sunt modelele și alta este realizarea artistică și el este cel și care ne-a dat aceste personaje. Ca punct de pornire. Absolut, ne-a dat. Și după aia au venit actorii, nu? Și le-au întruchipat și șansa de a avea totuși parte de niște actori, numai dacă vorbim de Victor Rebengiu și de Horaciu Mălăele și eu am spus că sunt un om norocos, că am avut parte de doi, nu mai vorbesc de ceilalți, nu? De Luminița Gheorghiu sau de Dana Dogaru sau, deci oameni sau Mitică Popescu sau Gina Patrick este Gina jucată Patrick, acum, este jucată de Oana Pelea sau nu știu ce. Deci
Eu am această slăbiciune care se numește actorul, îmi place foarte mult să vorbesc cu ei despre ceea ce facem. Și când întâlnesc o receptivitate cum am întâlnit-o, am și eu bucuria mea că pot un dialog despre ceea ce am gândit când am scris lucrurile astea și ai sentimentul ăsta că faci ceva în comun și că vrei să duci la capăt un lucru care te onorează, te responsabilizează destul de mult. Da. Cât timp a durat, au durat filmările? Sau cât filmările, timp... Filmarea n-a durat așa de mult pentru că nu erau bani. Aici e problema. S-au strâns. Bugetul foarte, foarte mic. Dar, în fine... Pare un film cu buget mare. Pare un film, asta se datorează muncii extraordinare a celor din echipă, scenograf, pictor de costume, operator și ceilalți, pentru că, fiind oameni profesioniști foarte buni, din banii, cu banii pe care i-au avut, au reușit să facă cât mai bine... ca să nu se vadă totuși puținătatea banilor. Da. Și sigur că meritul lui Tudor Giurgiu, că până la urmă, față de banii pe care i-a avut la început, a reușit să mai facă rost de bani ca să fie postproducția partea toată, care la rândul ei s-a ridicat cam la același nivel de costuri și am putut să-l terminăm repede, pentru că mai sunt situații în care neavând bani pentru postproducție, filmele trenează. Trenează. Ei, asta l-am terminat, l-am filmat anul trecut, pe vremea asta, la un an. Procesul de montaj, sonorizare și mixaj și astea, care a durat cât a durat munca, dar nu s-a stat după aia, pentru că Tudor a reușit să facă rost de bani. Da, el este foarte mobilizat. Da, e un om care știe să deschidă pungile, ca să zic așa. Da. Cât timp ați lucrat la scenariu? Scenariu, eu am lucrat mult și pe parcurs, după ce am avut o primă variantă pe care am dat-o unor oameni apropiați și care, ca să văd cum reacționează și care am fost încurajat. După aia Tudor Giurgiu, cu care vorbisem așa, nu neapărat, și îmi spusese că ar vrea să-l citească, i l-am dat, el a zis dacă ați fi de acord, m-aș bucura să-l produc. A, deci întâi ați scris practic scenariul și apoi ați găsit... Și după aia am lucrat, mă rog, eu lucrez până în ultima clipă, uneori spre disperarea actorilor, pentru că le mai schimbi, și nu e bine, pentru că ei își repetă textul și sunt unii care se adaptează, sunt unii care se blochează și nu e bine așa, eu însă nu pot. Sunt foarte curioasă și în mod sigur vom găsi iar replici memorabile care să rămână. Nu, de ce dai mă, de ce dai? Aveți, vi s-a spus că deja ați punctat acolo. Sunt replici. Da? Mai, chiar acum este de ce dai mă, de ce dai? Da. Nu mai sunt... Volumul întâi, din punct de vedere al realizării, este net superior. Da. Volumul întâi din Moromeci. Personaje, dialoguri, de mare calitate. Aici eu am luat din Moromeci 2 o parte, am luat din Viața ca o pradă. Am încercat eu să fac un scenariu. Sigur am luat fie un cuvânt, fie o replică din Moromeci sau din... sigur că nu mai are răbdare timpul. Sunt alte vremuri. Există și spectatorii reacționează la replicile cu haz sau de haz.
mai puțin spectaculoase. Da. Adică e un umor mai conținut, da, așa, mai puțin bine, spectacol. Bine, și atmosfera e alta. Da, dar nu și Horaciu n-a vrut, știți? Da, Horaciu, da, spre deosebire de ceea ce lumea crede. Din secvențele aia se vede că e practic e un Ilie Moromete mai așezat. Da, nu e deloc histrion. Cumva l-a învins viața între timp pe Ilie Moromete? Cred că vremurile. Da. Și viața, familia. Da. El aici are mari probleme cu Caterina. Practic, ea pleacă de acasă până la urmă. Da. Cu copii nu e prea grozavă. Asta, el cam rămâne singur. Adică chiar rămâne singur, e un om singur și ai sentimentul că e singur printre ăștia, pentru că felul lui de a vedea lumea, nu se mai potrivește cu lumea. Da, el te mai înțepa, te mai asta și fiind un om, cum zic eu, fiind un om deștept, nu e așa foarte popular. Da. Adică are popularitatea lui și aura lui, dar e un om care e destul de mult singur, Morometele ăsta. Într-un fel e o altă latură a lui Ilie Moromete. Eu m-am dus, ca și Horațiu, ne-am dus destul de mult spre Tudor Călărașu, tatăl lui Marin Preda, care a stat la originea personajului. Da. Și am întâlnit, am găsit tot felul de referințe la acest om real. Adică, sunt niște scrisori de ale lui către Marin Preda, interesante, așa. Și vezi, omul e un tip foarte calculat, niciodată nu spunea direct, tot timpul te lua pe departe. Da. Cam așa e Horaciu în filmul ăsta. Adică el și-a creat un personaj mult mai puțin într-adevăr spectaculos. Da. Victor e un personaj Spumos spectaculos. Era. Eu, cum să spun, e așa la vedere, adică bun. Și ecranul. Și statura lui Victor, dar nu numai. Adică personajul e un personaj care reacționează, care stăpânește situația, și familia toate astea. Horacii aici mai spre apus, așa, mai puțin spectaculos. Că amintiți de Marin Preda, spuneți despre Nicolae, personajul, că chiar Marin Preda spunea. Că e el. Și atunci, practic, și în construcția noului Nicolae din Moromeții 2, ați folosit asta, nu? Plecarea lui? Da, de fapt am luat biografia lui Marin Preda, din viața ca o pradă, adică pentru că eu am spus, am sau n-am dreptate, mă rog, asta e altceva, dar eu am spus, dom'le, Marin Preda, ca să scrie un roman despre drama țăranului român cu colectivizarea și cu tot ce s-a întâmplat, a spus, dom'le, ca să treacă, a făcut asta, a făcut din Nicolae un activist de partid. Era, cum să spun, a dat cezarului... Cezarului, nu? Da. Acum, întrebarea era, după ce a dispărut sistemul comunist și toate aia, mai era cazul să rămânem la această opțiune? Eu am zis, doamne, din moment ce Preda spune Nicolae, sunt eu. Și am zis că e mai interesant până la urmă să vezi devenirea sau începuturile devenirii unui scriitor în vremuri nesigure, foarte în vremuri tulburi, da, pentru că el e el vesel și naiv, dar o și încasează destul de repede. Da. Adică, și cum știm că Marin Preda, după ce a debutat strălucit cu volumul de povestiri Întâlnirea din Pământuri,
a trebuit să plătească prețul. Au scris două nuvele, una proletcultistă rău, aia Ana Roșculeș, și pe urmă Desfășurarea, care nu e, e destul de bine scris așa, că el era un scriitor foarte bun, nu? Da. Dar, na, deci n-a fost simplu și așa să ne repezim, să catalogăm compromisuri, dom'le, e greu să spui într-un context. Era un tânăr scriitor, vremurile erau cum erau, nu știai ce te așteaptă. Dacă mulți din generația lui Marin Preda, de, vorbim generație literară, el o spune, nu pot să vorbesc despre generația mea, pentru că generația mea, până la urmă, n-a mai existat. Da. Deci, vremuri foarte grele, noi nu ne putem imagina. Da, exact. Eu eram copil, e greu să știu ce știu așa, prin reflexe, prin asta, dar pentru un scriitor, cum era el, când i se spunea, vezi că o să o pățești și nu așa, o să o pățești de-a binelea. Au fost colegi de-ai lui care au dispărut. Poeți extrem de promițători și scriitori, nu-i mai știe nimeni. Da, deci a fost un preț, de asta spun că e ușor așa să vii să spui, dom'le, da, e ușor. Povestea cu piatra. Că sunteți oricum și foarte implicat așa, adică aveți opțiuni politice și ce se întâmplă astăzi. E foarte greu să, pentru că vedeți și astăzi, oamenilor le este frică, de exemplu. Da, da. Uitați cât de ușor, cât de ușor se poate fisura și fragiliza statul de drept astăzi, da, de exemplu. Da, da, și oamenii foarte, se tem. Da, au, e foarte ușor să ridici piatra și să ai judecăți față de perioada istorică la care ne referim. Tu le-ai avut, adică curajul de care vorbești, cât l-ai avut. Asta, adică eu propun și spun, dom'le, hai să ne gândim puțin ce-am face noi dacă am fi în locul, ce-am fi făcut noi dacă am fi fost în locul acelor oameni. Cum ne-am fi descurcat, în ce direcție am fi apucat-o, nu, și așa mai departe. Da, deci, și până la urmă, de fapt, ei au plătit prețul pentru, dar, de fapt, fiecare generație plătește prețul ei. Că și noi astăzi plătim un preț de care nu suntem conștienți, în mare măsură, sau dacă vorbim de comunitatea românească, da? Nu suntem conștienți de responsabilitate și de greșelile pe care le facem. Exact. Asta e problema, responsabilitatea. Dumnezeu, bun, dar tu ce faci în deciziile tale? Da. Ești mulțumit de cum reacționezi, de cum te comporți, de atitudinea ta, sau te dai așa pe lângă și... Exact. Asta e o problemă pe care eu am conștientizat-o după 1990. Atunci am zis, bun, am trăit, am crescut, nu știam de fapt cum te ia viața, nu aveam alte repere, nu știu ce. Ai crescut într-un sistem în care se falsifica și tu la rândul tău și nu știu ce. Și după 89 am zis, adică asta era, să nu mai fiu nevoit să trăiesc așa, adică să nu fiu responsabil de ceea ce fac, de ceea ce spun și așa mai departe. Spun și fac ceea ce cred eu că trebuie să fac și chiar dacă am o anumită vârstă, încerc să mă implic pe cât pot să spun ce nu e bine, ce cred eu că nu e bine. Că vorbeați de responsabilitate, mă gândesc acum, cum ați văzut dumneavoastră 10 august anul acesta, în condițiile în care ați făcut piața universității? Cum să-l vezi? Cât de ușor se poate pierde? Da, ce să... Am fost acolo cu soția, am luat
porția de gaze de două ori, nu înțelegeam de ce. Chiar nu înțelegeam de ce, pentru că nu vedeam, ca să zic, argumentele unei asemenea intervenții, ci vedeai că, de fapt, vor să ți-o plătească, pentru că s-a tot manifestat, s-a tot manifestat, era ca o răzbunare. Iar finalul a fost clar, o lecție de asta, așa, indiferent de câte argumente sau nu convinge pe nimeni de bună credință că trebuia făcut lucrul ăla. Nu, a avut așa, dume, să le arătăm firea ardă și să se potolească, să, deci, să ca o lecție, da. Deci nu există, nu există. Și eu în film, secvența manifestației promonarhice, mulți m-au întrebat când am făcut-o, dacă am făcut-o filmat-o după 10 august. Am spus, nu, domne, am filmat-o înainte. Zice, da. Domne, seamănă enorm. Păi asta ne-a adus trupele sovietice și comunismul. Manipularea. Asta ne-a adus. Deci au învățat lecția și se practică și astăzi cu aceleași argumente, să știți, cu aceleași instrumente. Tot felul de... Da. Și învrăjbești lumea, oamenii nu știu ce să creadă, sunt oameni care rămân prizonierii televizorului, canalelor de televiziune, după care sunt arondați așa pentru toată viața, nu mai gândesc altceva. Și degeaba stai de vorbă cu omul ăla, că el, nu, el îți va vorbi ca la televizor, el nu are părerea lui și nici nu vrea să aibă. Aici e problema. Partea proastă este că în vremurile de azi, când informația este instantanee, nu? Foarte ușor cade pradă. E greu să aleagă. Și asta mare discernământ. Da, asta e peste tot în lume. Am stat de vorbă cu americani, pro-trumpiști, ca să zic așa, români plecați și care ți explicau, sunteți dezinformați, în ce sens sunt eu dezinformat? Zic că văd la televizor, nu, că ălea sunt știri manipulate. Păi, dar cine le manipulează? Zic, cum le manipulează? Deci, la rândul lor, o parte a societății americane este la fel cum este asta românească, divizată. Deci, iată, patria democrației, nu? America, este în situația în care astăzi se află, nu? E foarte greu. Trăim vremuri foarte, foarte periculoase. Televiziunea anihilează cumva gândirea Tot suntem trăim pastă. Vremuri riscante, riscante. Pe final aș vrea să vă întreb dacă Victor Abenciuc a văzut filmul. Da, l-a văzut, a fost o proiecție la unul dintre mall-uri. Au fost două proiecții, la una a fost și Victor și a fost un moment chiar foarte frumos, așa, și emoționant, că un spectator la final a spus că, zice, mi-a trebuit vreun sfert de oră să mă eliberez de Victor Rebenciuc și abia după aia. Și Victor, în stilul lui exploziv, așa, a zis, e o prostie, n-are nicio legătură, sunt două filme de diferite, Horaciu, ce face Horaciu este foarte bine, filmul e foarte bun și nu știu ce, zice, să nu mai tot cădem asta, că să comparăm și nu știu ce, zice, e alt film, e foarte bun, luați-l așa, nu mai tot stați. A fost frumos, a fost foarte frumos și în fine, bine, Victor este un om și dintr-o bucată, este un om foarte onest, este fair play, e un om care apreciază, deci colegul lui, deci sunt oameni, i-a și spus după ce el a renunțat, i-a și scris așa și i-a spus, Horaciu, ești cel mai bun din generația ta, o să-ți iasă foarte bine, deci...
Da, e frumos. E... Da, mă gândesc că pentru actorul Horatiu Malaele a fost cumva covârșitor să intre într-un a personaj fost, făcut de... Da, a fost, dar să știți că a ieșit repede. Da. Da. Nu, adică da. E un actor care are forță, are... E un, și în afară de faptul că e un foarte talentat actor, foarte mare actor, e și un om foarte inteligent și știe să aleagă, să facă ce trebuie. Adică astea sunt datele pe care Horațiu le are. Eu m-am bazat pe ele în momentul în care i-am propus. Și eu cred că el a făcut un lucru, eu zic chiar foarte bun. Bun, hai să zicem bun. Deci să nu folosim epitete foarte mari. Eu zic că e un rol care stă în picioare, poți să-l pui alături de ce a făcut Victor. Sigur, diferit. Poate mai spectaculos al lui Victor, cum spuneam, adică dar asta nu înseamnă decât că, uite, se pot face două personaje diferite, da. Nu? Două filme diferite. Da. Vă mulțumesc foarte mult și că eu ați mulțumesc. Venit la noi și din da. 16 noiembrie filmul da. Este în cinematografă. Da. Okay. Giurgiu este foarte mulțumit și surprins, da. Pentru că, spune el, de când face treaba asta și de distribuitor, zice, până acum n-am avut solicitare la toate cinematografele din România ca să le aibă filmul. Ceea ce pentru bine. El... Da, sigur, pentru un producător, nu numai pentru el, dar pentru un producător e un lucru foarte bun. Pe lângă, aș să spunem, bucuria, mândria pe care o are că a inițiat un proiect ca ăsta și l-a dus la capăt și se poate bucura de această primire care a devenit așa o mică isterie națională. E bine, e foarte da, bine. Da, mă rog, da. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.